Îndrăgostită până peste cap de soțul său cu 46 de ani mai tânăr, o bătrânică spune că a făcut o descoperire neprevăzută când a trebuit să stea despărțită de soțul său o perioadă lungă de timp. Nimic nu a împiedicat-o să își exprime dragostea, nici măcar diferența uriașă dintre ei. După ce s-au cunoscut pe Facebook, Iris a zburat în Egipt, astfel încât perechea să se poată întâlni în sfârșit personal și să se căsătorească. De atunci, bunicuța îndrăgostită își exprimă în mod regulat dragostea pentru bărbatul ei. Recent, cuplul a trebuit să petreacă ceva timp separat când tatălui Mohamed s-a îmbolnăvit și tânărul s-a dus la Cairo să-l viziteze. După ce a petrecut acolo 4 săptămâni, Iri spune că distanța a ajutat-o să-și dea seama cât de norocoasă este. Dragostea înseamnă să știi că arăți ca naiba după o zi de muncă casnică și grădinărit, fără machiaj și îmbrăcată în haine de casă. După o lună de absență, minunatul meu soț mă va vedea așa cum sunt, pentru că asta înseamnă dragostea. Bine ai venit acasă, Mohamed. Mi-a fost dor de tine. Luna trecută m-a făcut să realizez ce comoară neprețuită ești, acest diamant brut al unei soții care te va aprecia mai mult în viitor, a declarat bătrâna.